Bună seara! Aș vrea să ne întoarcem la cele 95 de teze ale lui Luther. Continuăm discuția despre relația între economia himerică și creștinism, creștinismul evanghelic în principal. Pentru asta vreau să ne întoarcem la cele 95 de teze ale lui Luther. Cele 95 de teze sunt în începutul Reformațiunii. Însă, întrebarea este ce anume susține Luther în cele 95 de teze? Luther nu are treabă cu teologia catolică și nici cu primatul papei, nici cu biserica catolică. Nu are niciuna probleme cu niciuna din, dintre aceste canoane ale bisericii. Problema lui Luther este indulgențele. Dar ce are Luther împotriva indulgențelor? Mai întâi să înțelege ce sunt indulgențele. Biserica îi cere credinciosului să se supună la o anumită disciplină atunci când a păcătuit, să fie deci supus unei anumite discipline pentru a putea primi sacramentele, sacramentele fiind canal al Harului. Ideea este, pe de o parte, că această disciplină care constă în, într-o anumită lucrare care trebuie făcută, pregătește sufletul pentru primirea Harului, și în același timp, Biserica o cere pentru a administra sacramentele, fără de care harul nu poate să fie primit. Suntem acum în secolul 16, secolul Renașterii și începuturile capitalismului. Mulțumesc lui Poli pentru că a găsit tabloul la care mă refeream. Însă, ce este interesant, dacă e anacronic, într-adevăr, este făcut înainte de Reformațiune, este totuși profetic. Uh, această tablou care, pe care exegeții nu îl nu pot să înțeleagă foarte clar ce vrea să spună, în care femeia stă cu o carte, poate fi carte, de că cine poate să fie Biblia, deschisă la Madona și Pruncul, și soțul uh, este înconjurat de bani și cântărește bani, iar ea se uită la bani cu atenție. Uh, Ținând cont de faptul că este un tablou flamand, dar deja începuse să fie răsturnate în țările de jos, un anumit tabu al bisericii catolice, anume să știe că camăta și schimbarea de bani era de regulă o, o, o lucrare pe care făcea evrei. Era considerată lucrarea murdară de dirty Jab, pe care trebuie să facă evrei, pentru le era intrins creștinilor de către biserica catolică. De altfel, faimoasa piesa lui Shakespeare Nebucuțătorul din, din uh, Veneția ne reprezintă exact stereotipul evreului care se face camătă, care împrumută bani și cere the pound of flesh uh, uh, kilogramul de carne pe care vrea să-l taie dacă nu poți plăti datoria uh, vreau să uh, arăt că deja acest spirit al uh, uh, capitalismului religios sau dacă vreți al, al creștinismului economic Deja a început să se dezvolte. Și, ca să continui această paranteză, să mă închei divagația, este foarte interesant că atitudinea negociatorului din Veneția, este splendid jucat de Pacino în filmul Negociatorul din Veneția, este astăzi atitudinea deschisă acceptată în cultura iudeocreștină. Și, de fapt, este ceea ce face să meargă economia în lumea noastră. În sensul că dacă nu poți să împătești datoria, îți, îți tai uh, kilogramul de carne de, de pe inimă. Și ca să merg mai departe, chiar Dumnezeu se pare că este neguțătorul din Veneția. Uh, mai ales uh, prin anii 60, uh, când s-a instituit sistemul Zecinii, Eleno Ait a scris niște uh, niște a făcut niște afirmații foarte dure cu privire la zecime. Un credincios este dator nu numai să plătească zecime din, cum spune Biblia, din, din venitul pe care îl face, din, dar și termenul în limba engleză, în King James, este din increase, deci practic din, din, ceea ce faci ca plus valoare, ca surplus. Dar Ellen White îi sfătuiește pe credincioși să, își facă o bună contabilitate cu privire la, tot, la toate bunele lor imobile, și la, la mijloacele fixe și mobile, și să, să transforme în bani, a zicea parte, pe care să o dăruiască bisericii. Iar dacă din urmă n-ai plătit a trebuie să plătești. Știu că am fost odată când eram foarte convins că lucrurile acestea trebuie luate cât se poate de literal. A fost o perioadă când am plătit 10 după ce am venit în America și uh, timp de vreo uh, 2 ani de zile am plătit din urmă. Dar numai că am plătit din urmă și plăteam ceea ce câștigi uh, uh, înainte de taxe, nu după taxe. Însă mi-a neglijat uh, alte datorii ca să plătesc această datorie față de Dumnezeu pe care am considerat-o esențială. Bun, deci uh, vorbesc ca unul care a trecut pe acolo. Așa că mă întorc la tabloul pe care l-a identificat Poli și la indulgențe. Acest spirit de uh, a transforma harul în bani și de a transforma totul în bani și de, uh, de a fi foarte, uh, foarte neiertător față de, uh, de pitor uh, era deja viu atunci când Luther a scris cele 95 de teze și Biserica Catolică la via. În sensul că Biserica Catolică la un moment dat găsește o soluție. Pentru, pentru ca să-și rezolve problemele financiare. Și soluția aceasta este că penitența poate să fie transformată într-o amendă. Este normal, e normal, cum acum să zic, dacă faci o ofensă care nu este foarte gravă, poți să faci ceva închisoare sau poți să plătești o amendă pentru aceasta. Intri în închisoare dacă nu plătești amenda. Așa că indulgeți la un fel de amendă. Un fel de răscumpărare a penitenței. E redusă la valoare financiară. Munca se poate reduce la bani, da? O muncă pe care o face, o activitate pe care o desfășoară, o activitate penitentă. În ultimele instanțe poate să aibă o expresie financiară. Așadar, papa uh, oferă iertarea păcatelor, mai precis. Papa oferă timp afară din purgatoriu. Papa nu merge până acolo să spune că poate ierta păcatele pe bani. Ceea ce Papa spune pentru că are control asupra purgatorului. Și în purgătorii, așa cum știm, sunt cei care au făcut păcate care nu sunt de moarte, care nu le sunt pe cineva de la viața veșnică. Purgatorul nu este iată. Dar e o perioadă de purificare. Purificarea aceasta poate fi făcută în viața aceasta. Dacă faci penitență. Și dacă nu faci penitență, poți să plătești. Și este foarte logic. Se contabilizează. Prosperitatea este contabilizată că este o lucrare. Este un timp pe care îl investești ca să faci lucrarea aceea. Așa că contabilizarea ei este ceva foarte natural. Ca tare, Luther recunoaște aceasta. Luther recunoaște că papa are control asupra purgatorului. Luther nu controlează doctrina purgatoriului atunci când, când, este, când bate cele 95 de teze pe ușa bisericii din Wittenberg sau mă rog, se spune că le-a bătut, le-a bătut sau nu știm, dacă scrie și, și tipărește în cinci de teze, Luther nu are nimic de spus împotriva doctrinei purgatorului, nici împotriva faptului că papa are dreptul să ierte pe cineva să, care, care, este în purgatoriu sau să-i reducă din timpul de purgatoriu, așa cum o amendă poate să înlocuiască timpul petrecut în închisoare. Luther nu contestă că papa are autoritatea asupra purgatorului, Luther nu contestă valoarea penitenței în privința aceasta, nici măcar valoarea financiară a penitenței. Și nici nu se leagă de lăcomia clerului aici. Atunci, care este argumentul lui Luther? E foarte interesant de văzut acest argument, pentru că Luther, de fapt, ne spune ceea ce va spune Karl Marx în manuscrisele lui economico-filozofice de la 1844. Coincidența este pur întâmplătoare pentru cei care la care a 1844 le aprinde Ce spune Luther? Că pocăința este, din punct de vedere ontologic, o lucrare care nu poate să fie redusă, nu poate să fie inteligibilă și redusă la, mai întâi la o expresie rațională, după aceea nu poate fi redusă la o activitate exterioară și implicit nu poate fi redusă la bani. De ce? Luther este un nominalist. Nominaliștii susțin că lucrările, că căile lui Dumnezeu nu sunt inteligibile pentru om. Dar Dumnezeu va mântui pe, pe cei care fac tot posibilul pentru mântuirea lor. Cu alte cuvinte, dacă un om face ceva pentru mântuirea lui, ține sabatul sau ține duminica, sărută moaște sau merge la o mănăstire sau nu bea alcool sau nu mănâncă porc sau e vegetarian sau face un pelerinaj. Mă rog, orice ar face un om pentru uh, mântuirea lui. Toate acestea sunt produse ale intelectului uman. Uh, nu avem nicio certitudine că Dumnezeu cere aceste lucruri. Ca tare, nu avem nicio certitudine că Dumnezeu ar cere ceea ce cere Biserica uh, ca penitență. Asta este viziunea lui Ocam. Și Ocam nu contrazice uh, doctrina penitențelor, ci doar ne spune că Dumnezeu acceptă pentru că omul, sau mai precis, că Dumnezeu probabil. Că va mântui. E o chestiune de probabilitate, nu-i sigur. Pe cei care fac tot ce pot pentru mântuirea lor, ceea ce lasă mântuirea într-o mare incertitudine. Și așa cum știm, asta a fost uh, 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 motivul crizei lui Luther, în răscrierea din Erfur, Erfurt între 1505-1515. Că Luther s-a străduit să facă tot ce e posibil pentru mântuirea lui, mă rog, toate actele de penitență. Și totuși n-a avut certitudinea mântuirii ca atare Luther vine cu alt principiu, principiul saltului credinței, în care aș, ai credință în faptul că Dumnezeu te va întreptăți prin credință și credința în sine este actul pe care îl cere Dumnezeu. Asta este o problemă teologică. De aici până la Karl Marx o distanță mare. Totuși este ceva, o similaritate foarte interesantă între cele două doctrine. Pentru că Luther considerând că pocăința este un act prin care Iisus se unește cu sufletul, cu spiritul sau, mă rog, sufletul celui pocăit, celui penitent, dacă vreți. Și aceasta însemnează o voință nouă care face lucrări noi. Valoarea penitenței pentru Luther este de acum anulă. Pentru că Dumnezeu nu va mântui pe cei care fac tot posibilul, sau mai clar Dumnezeu nu va mântui probabil pe, pe cei care fac tot posibilul pentru mântuirea lor, ci pe cel care face saltul credinței. Și ca atare lucrarea penitenței este total irelevantă aici. Deci Luther îns -ă, crede însă că papa are jurisdicția asupra bisericii și are tot dreptul să ceară cuiva să facă penitență. Luther consideră că papa are jurisdicția asupra purgatoriului să fiu foarte clar, Luther nu contextul acest lucru, ca tare papa poate să, 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 mai taie din timpul de purgatorie la cine vrea el. Luther consideră că papa are tot dreptul să contabilizeze această lucrare. Și nicio problemă. Însă Luther descoperă aici ceva, ceva cu care nici nu este foarte clar. Anume, că această lucrare de penitență, în principiu, este o distracție de la mântuire de la mântuirea prin credință aici intervine doctrina justificării prin credință la Luther care este, cred, destul de confuză pentru noi astăzi fiindcă nu înțelegem contextul în care a fost elaborată. Luther, deci, reiterez Luther consideră că papa are dreptul să ceară penitență și biserica are dreptul să ceară penitență dar pe el nu mai interesează penitența este total irelevant. dacă papa vrea să scurteze cuiva timpul din purgatorie este problema lui pe Luther nu interesează purgatoriu, ci iadul, sau dacă vreți cerul, mai degrabă. Așa că Luther consideră că penitența, odată ce omul este foarte preocupat să facă penitență, implicit va neglija lucrarea pocăinței. Și Luther vede deja o contradicție între pocăință și penitență, în sensul că penitența este o lucrare exterioară care care în mintea credinciosului întruchipează ceea ce de fapt este păcăința. Cu alte cuvinte, este un idol. Ce este un idol? Un idol este un obiect exterior, care pentru credincios reprezintă pe Dumnezeu. Și Luther încă nu merge de departe să denunțe întreaga biserică ca fiind idolatră, deși se pare că în mintea lui are deja noțiunea aceasta, întrucât tot ce cere biserica sunt lucrări exterioare, în principal. Luther, însă, consideră că aceste lucrări exterioare devin un idol atunci când omul crede că ele sunt pocăința, în timp ce pocăința este pentru el un act irațional, subiectiv, inexplicabil, ceva transcendental, o experiență transcendentală care se face prin credință și pe care, de fapt, el nu încearcă să o, să o definească, ci, ci mai degrabă o, 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 o dezbate. În, 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 polemic, polemic, dar nu le definește. știm că Luther nu crede în voința liberă și că atare pocăința este o nouă, aduce omul o nouă voință și orice lucrare penitentă este făcută atunci când voința este subjugată păcatului. Și această voință subjugată poate face lucrări penitențe, bineînțeles, și poate să și perească banul. Însă pe Luther, pentru Luther, atunci când lucrarea penitenței este transformată în bani, este momentul în care el trebuie să vorbească. Pentru el asta este uh, expresia supremă a idolatriei. De ce tocmai asta? Aici este problema. Se pare că clișul nu este destul de clar. Luther, argumentul lui Luther este că banul îl face pe cel din urmă să fie cel din tâi. În timp ce Evanghelia îl face pe cel din uh, 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 mai, clar, mai clar, hai să spun, Evanghelia face pe cel din urmă cel din tâi și cel din tâi, cel din urmă, în timp ce banul îl face pe cel pe care Evanghelia a făcut cel din tâi să fie cel din urmă, și pe cel pe care Evanghelia a făcut să fie cel din urmă să fie cel din tâi. Deci, banii oferă, nu numai că oferă un avantaj bogatului, uh, pentru că oamenii nu plătesc penitență în funcție de venitul lor, ci în funcție de valoarea lucrării pe care trebuie să o facă. Uh, oferă un avantaj bogatului, dar mai mult decât oferă o siguranță a mântuirii bogatului, care se cumpără prin bani. Deci, nu o odată descoperă uh, două lucruri. Mai întâi, că există o diferență între ceea ce consider că este esența experiențelor untrice a păcăinței, care este ceva transcendental, ceva uh, uh, neinteligibil, ceva, uh, ceva ce se experimentează, uh, deci nu este transcendental, este imanent, da? dar are la bază o lucrare transcendentală, care este neinteligibilă, dar chiar și această experiență. E, e, poate fi descrisă dar nu poate fi înțeleasă în timp ce uh, penitența este ceva foarte rațional iar banul este raționalizarea ultimă pentru că o face măsurabilă prin excelență și poate să fie cont contabilizată. Uh, uh, ca atare uh, uh, cel pe care Evanghelia l-a făcut cel din tâi cel sărac cu duhul sau sărac în mijloace financiare devine cel din urmă și bogatul uh, uh, care are uh, lucrurile acestea, devine cel din tâi în sensul că banul îi dă simțământul că el poate într-adevăr să, să cumpere mântuirea. Acest argumentul lui Luther, de fapt, lasă să reduce cele 95 de teze și acestea au devenit uh, au inflamatorii și epidemice în, în Germania din uh, mai multe motive. Este, aș vrea să vorbesc acum și despre ce spune Luther despre zecimea aici. Luther consideră că zecimea este ceva ce ține de vechiul legământ și ca tare creștinul trebuie să dea zecime. Însă el crede că este foarte rațional ca un prinț să ceară zecime de la uh, supușii săi. De Pentru că este un sistem de taxare foarte bun. În sensul că Omul de doar a 10 apar din ceare și cum pune Luther problema zecimii. Deci mai întâi că el consideră că biserica nu trebuie niciodată să ceară zecime, dar uh, guvernele au dreptul să ceară zecime. Fiindcă guvernele au trebuie să ceară impozite. Uh, de ce guvernele au dreptul să ceară impozite și biserica nu are dreptul să ceară impozit. Asta este ideea. Păi, hai să ne gândim puțin. Iisus, uh, când este întrebat, se convine să dăm bircezarului. Și arătați în bani, dar este echipul al cezarului. Bun. Da cezarul ce cezarul, 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 cezarul lui Dumnezeu lui Dumnezeu. Ce să-i dăm lui Dumnezeu? Nu există niciun ban cu chipul lui Dumnezeu pe el. Mai există. Dacă luați banuta de un dolar, scrie acolo In God with Trust. Iar ochiul acela deasupra piramidei de fapt simbolul lui Dumnezeu. Anul sceptis, da? Însemnează el aprobă ceea ce facem. Și aici apare un lucru foarte, foarte interesant care ține de, de logica Spiritului protestant sau spiritului capitalist, dacă vreți, anume că uh, chipul pe bagnotă este al lui Dumnezeu. Deci, uh, îi dăm lui Dumnezeu banii noștri. Uh, Dumnezeu, uh, nu, lui Dumnezeu, nu, uh, Dumnezeu nu cere bani și lui Dumnezeu nu trebuie să-i să dea bani, spune Luther. Uh, biserica nu trebuie să impozeze. Atunci, în ce trește Biserica? Uh, o să, întorc la principiul bisericii, așa cum înțelege Luther. Luther înțelege că biserica este o instituție care trebuie sponsorată de prinț, adică de guvern. Asta însemnează, până la urmă, unirea bisericii cu statul. Și, de adevăr, protestantismul istoric este unit cu statul. Primii care s-au separat de protestantism, au fost de stat, au fost anabaptiștii și independenții. Însă această unire cu statul, nu trebuie luată fără, fără puțină sare. În sensul că, pentru Luther, Biserica, totuși, nu este un instrument de mântuire. Biserica este o instituție socială, care, lui se pare că este normal să fie sponsorizată de stat și oamenii să-și găsească acolo, mă rog, mântuirea și așa mai departe. Statul nu trebuie să se bage însă în probleme teologice. Este discutabil acest model, dar suntem în secolul XVI ceea ce mi se pare însă important este că Luther e categoric împotriva ca biserica să ia bani de la oameni. E de acord mai degrabă ca biserica să fie subvenționată de guvern decât să ia bani de la oameni. Și uh, oamenii dau impozit la guvern. Însă cum dau impozit? Cum vede Luther principiul zecimii? Și comparați ceea ce v-a spus despre Lenoit cu uh, contabilizarea tuturor mijloacelor fixe sau mobile de care dispune cineva pentru a da zecime din ele nu numai din venit Luther spune dacă cineva are zece găini sau mă rog cloșca face zece pui, un pui merge la prinț dar ce se întâmplă dacă cloșca face cinci pui sau dacă scroafa naște cinci purcei sau mă rog, dacă cireșul dă numai 9 cireșe, nu zece Luther spune că atunci nu ai obligație de nicio zecime numai, el înțelege principiul biblic, principiul vechi testamentar și vorbim aici de cineva care a tradus Biblia din ebraică și a tradus-o bine. Poate fi împărțit în zeci. Nu trebuie să transform în bani ceva ca să puteți la 10 parte. Așadar, pentru Luther, valoarea principiului zecimii este acela că pe omul sărac îl scutește de zecime. Omul sărac nu dă zecime din izmă, mărar și pătrunjel. Omul sărac dă a zecea parte din ceea ce poate fi împărțit în zece. Ce, ce se întâmplă dacă, de exemplu, Cloșca a făcut numai nouă pui? Așteaptă până anul următor și atunci dă al, al, al zecelea pui la prinț. Este foarte interesant sub două aspecte. Mai întâi că, repet, Luther susține că acest principiu trebuie să fie aplicat. De către statul secular, dar nu de către biserică. Biserica nu trebuie să ia zecime. Biserica poate primi daruri, dar nu trebuie să impozeze credinciosul. A doua problemă este aceea că Luther în niciun caz nu susține că cineva care este din punct de vedere financiar la pământ ar fi obligat să dea zecime pentru că acesta nu are o creștere economică. Zecimea, din ceea ce crești. Termenul King James, increase, este folosit deja în, în limbajul religios în, 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 în teologia anglosaxonă cu privire la zecime, să dă din increase. Dar noi am schimbat în, în, principiul zecimii, în sensul că noi suntem obligați să dăm din decrease și, și atunci când pierde, când cineva scade economic, nu crește economic, ideea este că trebuie să dăm zecime în continuare, pentru ca și cum ar fi crescut economic. Pentru am Dumnezeu să-l binecuvinteze, am fost o la o întâlnire cu un, un specialist în finanțe de la conferința generală. De obicei când au loc asemenea întâlniri, ceea ce se face este că ni se recomandă sistemul și sistemul este privit ca fiind foarte bun. Și dacă greși, dacă, chiar vorbim de aspectul secular, dacă suferim este din cauza că nu știm să nu respectăm regulile. Dacă respectăm regulile vom prospera. Așa că eram la acea întâlnire și cineva a pus o întrebare. A spus că da, era un cuplu de bătrâni care datorau 300.000 de dolari la ARS. La o sumă fantastică. Cum au ajuns acolo era o întrebare. Făcut să rei o, o jonglerie, care nu este legală. O jonglerie disperată. Au avut o mică firmă pentru care au au pus totul la manet, casă, pământ, tot ce au avut ei și atunci când firma n-a produs ce trebuia să producă, au luat din banii de taxe ai angajaților și au continuat afacerile. Și afacerile s-au dus în jos, așa că au rămas dator și la IRS cu banii de taxe și, 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 și tot ar fi Însă falimentul lor nu este un faliment obișnuit pentru că dacă nu-ți mai poți plăti datoriile ca firmă, este una. America are legi foarte bune aici. Ești iertat, ai dat bankruptcy și o e de la capăt, o e de la zero. Este una dintre mare, legile foarte bune ale acestei țări. Dar în cazul IRS-ului, în cazul uh, guvernului, datoria pe care, de taxe pe care o, o, o ai, aia, acolo nu există să, să, dai faliment, aia trebuie să o plătești. Deci oamenii aceștia erau nenorociți pe viață, mai aveau câțiva ani de trăit și după ce l-au întrebat pe acest consilier financiar spiritual ce să facă aceștia, le-a pus o întrebare retorică stați puțin mi-am gândit acum acei doi bătrâni cam la 60 și ceva de ani oameni simpli, cinstiți, care toată viața au muncit, au plătit zecime au încercat și ei să fie niște peștișori într-un ocean plin de rechini în capitalismul secolului 21 și bineînțeles că n-au reușit și Uh, îi întreabă acel om la un costum pe care aș aprecia la vreo mie de dolari cel puțin, uh, impecabil, zice, ia spuneți-mi, nu e așa că ați încetat să dați zecime? Și vieți oameni deja striviți de vinovăția eșecului au spus că am și au spus da. Atunci, în primul rând, dați lui Dumnezeu ce datorați și după aceea uh, cereți ca Dumnezeu să vă ajute să ieșiți din această groapă. Nu o să iați niciodată din gaura aceasta, O să fie îngropați în ea. Dar întrebarea este, de unde să mai dea și zecimea pe care o datorează? Că bănuiesc că odată ce le s-au dus în jos, au rămas dator numai la guvern, ci și la Dumnezeu. Aici Dumnezeu este ca neguțătorul din Veneția. Îți taie o bucată din carne, nu te iartă. Îți pierzi și mântuirea și binecuvântarea viața aceasta. Spune aceasta ca să compare concepția Luther despre zecime cu concepția noastră despre zecime, ca ceva ce are legătură cu subiectul nostru. Însă vreau să las asta la o parte. Întrebarea este de ce, totuși, protestatismul ajunge în cele din urmă, plecând de la 95 de teze, să facă mai rău decât catolicismul. În sensul că face din bani expresia Harului. Măcar Papa, nu merge până acolo încât spune că uh, banul este semnul harului în sensul că arată că poți să fi mântuit, că ești predisnat pentru mântuire. Și cine nu face bani înseamnă că e predisnat pentru focul veșnic. Uh, deci, ăsta -a, care a pierdut cursa vieții este din cauza că Dumnezeu a hotărât că ăsta trebuie să fie în în viața aceasta și în viața viitoare. O hotărâre arbitrară luată de Dumnezeu. Dar, până Domnul ne-a binecuvântat, ne-a dat bani și ne-a și cerul ce frumos! E bine, cum ajunge protestantismul, care începe prin a ataca pe papă pentru faptul că face comerț cu timpul din purgatoriu, care e o ficțiune, dar măcar omul știe că după 1000-2000 de ani iese din purgatoriu. De fapt, Luther, fac aici o paranteză interesantă, și iertați-mi multele divagații. Luther, în cele 95 de teze, amintește faptul că mulți sfinți din vechime, scălugări, mă rog, așa, uh, foarte spirituali, uh, de bună voie au vrut să meargă în purgatoriu. Deci au avut merite. Uh, au fost curații, trebuia să meargă la cer. Dar ei au ales de bună voie să meargă în purgatoriu, ca să slujească acolo sufletul din purgatoriu. Și contrast aceasta, contrastează aceasta cu lăcumia omului, cu egoismul care își cumpără timp afară din uh, purgatoriu și arată că aici, de fapt, omul pocăit va prefera să meargă în purgatoriu. De ce să meargă în purgatoriu? Fiindcă timpul nu e nelimitat. Dar acolo sunt alții care suferă. Să, să slujească acelor suflete care suferă în purgatoriu și să împreună din, din purgatoriu. Foarte frumoasă ideea acum. Purgatoriu e o ficțiune. Dar ideea aceasta a unui, a, unui, a unui, călugăr care spune papei Părinte, uite, toată viața m-am străduit și am făcut și după toate regulile trebuie să merg la cer totuși eu vreau să merg în purgatoriu, lasă-mă -o, -mi o mie de ani în purgatoriu, să că acolo sufletele lor, că merg în cer cu ele după aceea. E foarte nobil, chiar dacă toată chestia asta este o ficțiune. Este, este, în opoziție cu actul negustorului care merge la cer și face bani și dă și la biserică și dă și zecimea și banul ajunge să fie simbolul de la a tuturor relor a ajuns să fie simbolul Harului. Cum a ajuns protestantism acolo? <coughs> Răspunsul meu este simplu. Pentru că a scris umanismul. Teza predestinației este în opoziție cu ideea alegerii libere, care este centrală în umanismul creștin. Și asta însemnează că ideea lui Luther, de fapt, n-a fost dezvoltată de Calvin, care a fost mai tânăr la contemporan, sau Zwingli, n-a fost dezvoltată în niciun caz de puritani, de sectele care s-au se dezvoltat din puritanismul anglosaxon, ci de Luther a fost dezvoltată de o anumită ramură a filozofiei germane, care este, după părerea mea, cel mai înalt produs al gândirii filozofii de toate timpurile, filozofia clasică germană numită. Și o să merg la un singur concept din filozofia clasică germană. Filozofia clasică germană a acceptat ideea lui Luther și a lui Erasmus că omul este un infinit, este un absolut. Numai că pentru Luther omul devine un absolut prin primirea lui Isus. Pentru Erasmus este un absolut monatural. Ceea ce spune filozofia clasică germană în ultima instanță prin Hegel, care se încununarea ei, este că Isus Hristos, Logos întrupat, nu transformă un suflet iremediabil căzut și pierdut, mizerabil, într-un absolut, Ce mai degrabă e o trezire în care omul devine conștient că este un absolut. Deci epistolul lui Pavel pentru ei, în interpretarea lui, Hegel, dialectică, și această interpretare a fost preluată cu mult de un ateu numit Gizek, în timpul nostru, este aceea că Hristos, în momentul, evenimentul Hristos, este momentul în care omul înțelege că el este un absolut, că are valoare absolută, că voința omului este un infinit. Este o idee idealistă. Mă rog, există în postmodernism foarte multe îndoieli cu privire la aceasta. Postmodernismul este mai degrabă aproape de budism, care consideră că, de fapt, eul nu există, ci este o iluzie. La fel, postmodernii consideră că eul este o iluzie și această concepție începe cu Marx, și trece prin Freud. Însă, până la Marx, filozofia clasică germană a acuzat omul în absolut. Iar Isus Hristos este momentul în care omul devine conștient de faptul că el este absolut. Deci, cu alte cuvinte, în limba șegerean, spiritul universal devine conștient de el însuși în om. Însă, nu vreau acum să, să mai fac o altă divagație. Hegel are o noțiune nouă numită alienare. Ce este alienarea? Este uh, situația în care Spiritul absolut în om, care, dacă vreți, este Dumnezeu, este Duhul Sfânt, mă rog, ce vreți dumneavoastră, acest Spirit absolut în om, uh, nu este conștient de faptul că el este în om și se identifică cu ceva exterior. Acest ceva exterior este un idol. Dar este și o doctrină bisericească, poate să fie Biblia, ca literă, când omul consideră că litera conține tot adevărul, poate să fie sacramentul bisericii, poate să fie penitența, poate să fie canoanele bisericii, orice lucru care este exterior omului și în care omul vede ceea ce este de fapt în el însuși, de fapt, cred că forma supremă a acestei, acestei alienări se găsește în bisericile evanghelice, în care Isus este perceput ca un prieten, mă rog, este mare, de fapt, un prieten imaginar, undeva în afară și omul nu este nimic. Când, de fapt, dacă luăm teza umanismului creștin, Isus l-a făcut conștient pe om că este totul, nu a vrut să arate că nu este nimic, dar asta este retorica de la toate amvoanele pe care auzi. A, păi omul nu e nimic, e zero, e praf. Iisus e totuși, și Isus te face ceva. Acest sistem este în afară, este prietenul imaginar. Și mi zis că este în tine cu Duhul Sfânt, dar ceva străin de tine în sus, de fapt. Ceea ce este de ține de natura ta umană, este gunoi, este de aruncat la gunoi. Și de aici îmi place foarte mult retorica tipică a creștinului care spune, oh, ăla este savant, ăla este un binefăcător care a dăruit omenirii nu știu ce, uh, nu știu cine a, a descoperit vaccinul potriva nu știu cărei, i germen patogen. Oh, dar eu totuși știu că aceștia toți sunt gunoaie și eu sunt uh, un om nou în Iisus, dar este un nimeni și el are multe schelete, uh, dar s-a păcăit, poate fi un criminal. Dar s-a păcăit și l are pe sus, iar ceilalți toți nimic și vor arde. Acestea sunt consecințele respingerii umanismului de către reformațiune. Pentru ajunge la Marx, vreau să trec prin Feuerbach. În 1841 Ludwig Feuerbach a scris o carte numită Esența creștinismului. Și Ludwig Feuerbach pleacă de la teza că, de fapt, Dumnezeu este o proiecție. În sensul că omul proiectează asupra lui Dumnezeu potențialul lui. Deci omul devine conștient de potențialul lui proiectând asupra divinității. Dar de fapt acele divinități reprezintă potențialul lui, propriul său eu, proiectat în afara lui. Și aceasta este esența idolatriei. Acum Feuerbach are două probleme. Mai întâi, uh, sunt două argumente circulare. Primul argument circular este acela că Dumnezeu nu există. Uh, faptul este foarte clar că religia este o formă de proiecție că oamenii proiectează asupra lui Dumnezeu uh, ceea ce gândesc despre Dumnezeu. Uh, însă, atributele lor nu mai bune, cum spune Farba, care prea optimist, mai ales pe cele rele le proiectează asupra lui Dumnezeu. Însă să nu e dovadă că Dumnezeu nu există. Uh, din punct de vedere logic, vreau să spun. Cineva va spune, Dumnezeu nu există, e doar o proiecție. De acord, nu am nicio problemă cu, 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 cu ceea ce susțin. Vreau să spun că nu poate fi demonstrat aceasta. Va? Faptul că este o proiecție nu dovedește că Dumnezeu nu există. A doua argument circular este begging the question cu privire la omul ca un absolut. De unde știm că omul este un absolut? În principal aceasta este o teză a umanismului și mare îndoielă în timpurile noastre postmoderne cu privire la ideea că oh, eul există. Mai degrabă este ideea că eul este un produs. Declarația însă că omul e un absolut, că omul e un absolut este o revoluție în sine. Și aici avem de a face cu o luptă, de fapt, între două idei. Dacă luăm în considerare ceea ce caracterizează gândirea postmodernă, ideea că omul e produsul unei culturi, toate astea vin de la Karl Marx. Omul e produsul clasei, a relațiilor sociale și așa mai departe. Însă Karl Marx are și o altă idee anume, în perioada lui de tinerețe, am mai scris economică filozofice. Karl Marx acceptă teza lui Feuerbach foarte simplu. În ideologia germană, el spune așa, critica oricărei societăți începe cu critica religiei. Îmi place fraza asta. Critica oricărui sistem politic și social începe cu critica religiei, fiindcă religia, de fapt, arată uh, care este problema cu acea societate. După aceea, deci, este, dacă vreți, Marx, este opusul la ceea ce unii care s-au urmașii săi uh, încearcă să facă astăzi. Uh, ei, de exemplu, iau problema islamului, problema lui Isis. Și, oarecum, pe o bază marxistă, spun că problema islamicului este pur economică. Rezolvă problema economică, se rezolvă problema religiei. Uh, Marx spune, nu, critica unei societăți trebuie să înceapă cu critica religiei. Deci, uh, critica problemei din Orientul Mijlociu și din. Uh, din Pakistan și India, ar trebui să înceapă cu o critică a islamului. Asta este una dintre ei. Cealaltă idee, că Marx mai vorbește despre religie și recunoaște teza lui Feuerbach, religia este proiecție, o proiecție, dar el mai adaugă ceva, este opiumul pentru poporului. În ce sens este opium pentru popor? În sensul că pentru Marx, aici este teza lui Marx în care se apropie de Luther, foarte interesant. Originea alienării e totuși economice, economică. Dar nu în sensul sărăcerii, pur și simplu. Ci în sensul că alienarea implică ceva pentru care Marx inventează un termen nou. Ideologie. De ce este ideologia? Este o reprezentare denaturată a realității. Religia, pentru el, poate să fie un protest împotriva acestei reprezentări denaturate a realității. O sectă, de exemplu. Cum sunt adventiștii? Poate să aibă o doctrină profetică, apocaliptică, care, de fapt, în esență, poate să fie un protest împotriva unei ideologii care se vine în veșmânt teologic și care este atacată tot pe plan teologic. Așa că teza aceasta lui Marx a fost prea puțin studiată, și m-am apucat să spun ceva despre, dar am, tot, am mers foarte încet. Cert este că ideea aceasta marxistă nu marxistă, că marxismul de mai târziu nu prea are loc pentru ea, dar de aceasta le Marx din tinerețe, anume că de fapt religia nu este în mod necesar opiu, în sensul că omul de jos este îmbătat cu o ideologie care să-l amețească ca să se supună religia o frază dân și inventată ca cu aia putere să va plece în juc, se pare că Eminescu nu a pierdut timpul prin Germania nu este însă doar aceasta. Pentru Marx, religia este, de fapt, floarea adevărată, care trebuie culeasă. Dar înainte de asta trebuie date la o parte florile care acoperă lanțul. Și acestea este ideologia. Religia poate să fie o expresie a suferinței și o expresie a protestului. Și simpatiile lui Marx nu sunt de partea tinelor hegelieni care sunt foarte mântri de manceparea lor intelectuală, că ei înțeleg că în ei e spirit universal. Și ei nu sunt alienați, ci mai degrabă este de partea poporului care suferă și a omului religios care suferă. Care este, în ce constă însă această denaturare a realității, această percepție greșită a realității? Aici e geniul Marx, care ne oferă un instrument fantastic de analiză, atât a religiei cât și a economiei și a politicii. Anume, și dacă vreți, o analiză foarte bună a sistemului socialist sau comunist pentru că unul din motivele pentru care Ceaușescu a fost foarte împotriva, împotriva marxismului european și sovietic a fost împotriva marxismului școlii din Frankfurt este că marxismul școlii din Frankfurt a aplicat perfect această analiză inclusiv la sistemul sovietic Care este teza lui Marx? Teza lui Marx este că alienarea principală a omului este munca De ce munca? Pe, în, în comunism, ni se spunea că munca este tot ce mai nobil și suntem liberi muncind. Dar ideea Marx, ide ide Marx nu este că munca este liberală, ci deci că munca este o sclavire a omului. De ce? El este un materialist. Și el consideră că natura umană este ceea ce se manifestă prin simțuri și în viața reală. Deci, el nu este un transcendental. Marx nu acceptă ideea unui eu transcendental. El consideră că omul este ceea ce este. Cu simțurile lui, cu nevoile lui biologice, inclusiv ideile abstracte, dar omul este o totalitate. Și omul uh, muncește. Omul muncește ca să satisfacă simțurile și nevoile lui, să satisfacă dorințele lui. Indiferent dacă aleargă să vâneze un mamut sau dacă creează o operă de artă sau un cântec, omul face ceva ca să răspundă unor nevoi. Însă atunci când omul muncește în capitale, spune Marx, omul nu muncește să, direct să satisfacă nevoile lui. Ci omul muncește ca să câștige bani. Și ca atare, el nu se recunoaște în obiectul muncii lui. Ci această obiect al muncii este înstrăinat de el. Înstrăinarea perfectă însă apare atunci când, primește salariu. Pentru că el primește un salariu pentru munca lui și cu acești bani el trebuie să satisfacă nevoile lui. Însă banii lui nu ajung niciodată, fiindcă o altă teză a al lui Marx este că banii nu ajung niciodată, de fapt. Uh, și banii sunt o iluzie, în ultima instanță. Banii au o valoare iluzorie. Uh, uh, fiindcă capitalismul are la bază ideea că banii pot satisface toate nevoile și că banii pot oferi omului ceea ce lipsește. Critica pe care Marx o aduce banului, uh, în critica lui, Marx citează din, uh, uh, dintr-o piesă Timă din Atena, ale lui Shakespeare în care Timon uh, e un om bogat, care are mulți prieteni și după aceea se răcește, toți prietenii îl părăsesc, uh, este foarte nefericit, dar până la urmă descoperă o comoară. După ce este sărac și trăiește singur undeva într-o peșteră, vrea să mai de -a face cu mine, găsește o comoară. Și când găsește această comoară, nu vrea să o folosească. Preferă să ne aibă de face cu ea. Pentru că este iluzia că comoara aceasta poate cumpăra ceea ce de fapt nu poate cumpăra, B că aurul poate cumpăra ceea ce nu poate cumpăra. Și Marx merge mai departe și spune că omul, de fapt, crede că prin bani poate să compenseze toate lipsurile naturii umane. Deci, ca să mă întorc la ideea uh, alterității și a străinării și alienării, uh, omul are un potențial pe care nu realizează. Și ideea umanistă a lui Marx este că trebuie să existe o societate, acea societate nici care nu a fost creată după ideile lui, trebuie să le cunoaștem, dar că trebuie să existe o societate în care Omul să-și poate dezvolta potențialul la maximum. Să facă și sport, și artă, să facă și știință, să-și muncească, mai mult să muncească mașinile decât el, să coordoneze mașinile într-o fabrică, după aceea să meargă la pescuit, să aibă un hobby. Artistul nu, nu lucrează pentru bani, ci lucrează din pasiune. Sportivul face sport din pasiune. Inginerul face ce face din pasiune pentru tehnologie. Omul este liber de muncă și omul își va folosi timpul ca să dezvolte potențialul lui uman, care este infinit, fiindcă acesta este omul. Deci, aici Marx este în aceeași barcă cu, cu ideale și germani, în credința lui în om. Dar acesta e Marx din tinerețe, să nu uităm. Și banul îi dă omului iluzia că poate cumpăra ceea ce lipsește. Omul nu își dezvoltă potențialul. Omul are impresia că își poate umple golurile, lipsurile pe care le are, cu bani. Că banii vor compensa totul. Și atunci uh, Marx consideră că, uh, ca și Luther, așa cum Luther spune că omul care plătește indulgența de fapt nu va mai practica pocăința, care e, un proces, e o spirală infinită, Marx consideră că omul care crede că își poate dezvolta, cumpăra cu bani, ceea ce lui lipsește ca om, nu își va mai dezvolta potențialul lui uman că asta poate să fie cumpărat prin bani și spune Marx, Parafrazez cuvintele lui, citatul l-am pus undeva pe blogul meu în limba engleză, dar parafrazez cuvintele lui Marx, dacă sunt neînvățat, pot să-mi cumpăr erudiție. Dacă sunt slab, pot să cumpăr putere. Dacă sunt om fără onoare, pot să cumpăr onoare. Totul se poate cumpăra. Dar asta este o iluzie. Că aici se vorba de niște, niște, virtuți umane care nu pot fi cumpărate, ci trebuie dezvoltate. De pe de altă parte, dacă nu am bani, nici măcar nu pot dezvolta aceste virtuți, pentru că societatea este împărțită în clase, tot din cauza banului. Tezele lui Marx sunt complicate, dar vreau să mă întorc la comparația cu Luther. Observați o logică paralelă. Luther spune, pocăința este la lăuntrică, ceva, o spirală infinită. Penitența este o lucare exterioară care ne distrage de la aceasta, și mai mult decât atât, penitența poate fi cumpărată prin bani. Deci, nu, nici pe aceasta mai trebuie să o facem. Și ca atare, dacă penitența distrage de la această spirală a păcăinței, faptul că poate fi cumpărat cu bani, în parte, societatea de clasă, cei care pot să-și cumpere penitența, cei care nu pot să-și o cumpere și care. Ca atare, uh, practic, omul care nu poate cumpăra este obligat să-ți în purgatoriu. Acum Marx nu mai trece în secolul XVI, că purgatoriu este aici. Și uh, aici, uh, și uh, cei care au bani sunt un cer imaginar. Uh, Marx, uh, el însuși, uh, un om dintr-o clasă înaltă, da? Deci, uh, lăsați la o parte teorile conspirative ale White și. Walter Faith și uh, alții cu iluminate și cum nu mai știu ce. Marx este dintr-o familie de evrei. Bunicul lui s-a convins la protestantism. Marx a avut educație protestantă. Marx niciodată nu s-a considerat evreu. De fapt, ca să spun adevărul, Marx a fost antisemit. Uh, Departe de a fi parte într-o cabală evrească pentru a contra lumea, Marx a fost un, at un antisemit uh, declarat și unele dintre afirmațiile lui l-ar face imposibil de publicat în timpul nostru. Antiseminul Carasă, că Marx n-a crezut în rasism. N-a căzut în faptul că rasele umane diferă între ele. Marx a fost un antisemit cultural-religios. Dar, pentru că el vede în, în, în iudaism într-o chiparea religiei alienate în mod perfect, asta este și teza lui Hegel, de altfel, și asta se-i considerat antisemitism. Dacă există în religiile abramice o formă de alienare perfectă, aceasta este iudaismul. În care totul este exterior, totul este externalizat, externalizat, totul este un act care trebuie făcut și, bineînțeles, că banul joacă acolo un rol foarte important. Iar creștinismul, din potrivă, este actul religios interiorizat, prin excelență, vis a de și Islam. Așa că Marx este un creștin secularizat, un protestant secularizat, care vede în Luther un revoluționar. Mai mult decât atât, Marx este căsătorit cu fica guvernatorului. Bavarii, dacă nu mă înșel, dacă mi-a vrea nu mă înșeală. corectați-mă aici că n-am nicio problemă. Vorbesc liber, fără notițe și fac greșeli. Însă, dacă nu mă înșel, fica lui a fost fica guvernatorului Bavarii, deci că sunt într-o familie nobilă din Germania, un om care avea în față o carieră universitară scripitoare. Colegii lui vedeau un al doilea Voltaire în el. Totuși, Marx alege să fie revoluționar, să fie cu proletariatul, să stea în sărăcie. A fost ținut de Engels, de, fapt, de banii lui, până Până a început să câștige ceva din dreptul de autor. Însă, Marx realmente a ales să fie marginalizat. De ce? Pentru că el a crezut că apartenența la o clasă bogată îi va înăbuși dezvoltarea lui umană la fel de mult ca sărăcia. Pentru că, ba, ideea că poți cumpăra cu bani ceva, te împiedică să dezvolți acel ceva tu însuți. Așa că există aici o idee foarte interesată și adoptând această noțiune a alienării, a muncii alienate și a banului ca iluzie, a scăpării de alienare. Deci totul e alienat. Capitalistul la fel de alienat ca proletarul, Bill Gates la fel de alienat ca un inginer de computere care lucrează la Microsoft. Alienarea este universală. Și această uh, alienare implică o iluzie în principiu se datorează iluziei că ai nevoie de bani ca să uh, ca să te dezalienezi, așa că uh, proletarul de la Microsoft care este inginer de computere în timpul nostru uh, muncește muncește și crede că într-o zi va avea destul bani ca să satisfacă toate nevoile lui umane iar Bill Gates știe că, -are de, nicio, că nu are destui bani ca să satisfacă toate nevoile lui umane nici măcar să arate ceva mai bine. Și ca atare, ca avem aici o problemă pe care Marx o definește foarte bine. Dar hai să intrăm iarăși în biserică. Cum se manifestă aceasta în biserică? Hai să luăm mai întâi problema penitenței. Și vreau să o aduc în, în contextul, în contextul de astăzi al lui Calvin, bisericile evanghelico pentecostale, adventiste și, mă rog, celelalte secte protestante, Nu spun ca să nu se aplică și la alte biserici. Dar discuția vreau să o, să o țin în, în contextul protestant. Un om se păcălește. Lumea asta e, ăsta e păcălit. Ce înțelege lumea când spune, ăsta este pocăit? Înțelege că omul acesta este un penitent permanent. Această penitență este o lucrare prin care el se îndreaptă împotriva naturii umane. Deci implică o disciplină, o anumită anumite reguli, anumite discipline. El trebuie să înceteze să mai mănânce uh, anumite lucruri, trebuie să se îmbrace într-un anumit fel, trebuie să nu mai danseze, să nu mai asculte muzică, să nu mai bea. Acum vreau să pun o problemă. Uh, nu, aici nu, nu discutăm dacă este sau nu este sănătos să bei sau să fumezi sau să faci anumite lucruri, dacă anumite atitudini antisociale sunt sau nu sănătoase sau uh, recomandate. Aici este, este, o linie clară. E o problemă etică, dacă vreți, și e o problemă de sănătate personală, de a te distruge pe, sau te clădi pe tine. Nu asta este problema. Însă, doctrina păcăinței implică ideea pe care protestanții o recunosc, ideea luterană, un unui act pur subiectiv. Un act care este ne netetemat de o cauză naturală. Care este Neinteligibil, e chiar irațional dacă vreți, care e ceva dincolo de ceea ce putem înțelege. De ce este această penitență comportamentală necesară pentru ca pocăința să fie valabilă? Uh, unul dintre uh, prietenii mei și coleg uh, 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 Cornel Dărbășan a scris o lucrare de doctorat numită Păcatul la Români și, între altele, arată că românii nu sunt pocăiți. Da? și românii nu i-au păcat în serios. Acum știm cu toții că românii îl văd pe diavol în folclorul românesc, diavolul e văzut mai mult ca un personaj hazliu și domenica bărbatul își conduce soția la biserică, curge mai vizavi de biserică, soția intră în biserică, el intră în curcimea. când se termină slujba, de acolo, merg acasă. Teza lui Cornell avea, nu era o simplă teză academică, avea puțin și o de condamnare a românului. Însă, ce-ar fi românul dacă toți ar fi pocăiți? Unde îl mai avem pe creangă? Unde mai avem snoavele și poveștile și hora și folclorul și tot ce are sufletul românesc? De ce spun aceasta? Pentru că această lucrare a penitenței, prin natura ei, este alienată. Adică, Penitența, păcăința pe care o recomandă prietenul meu Cornel, dar vășan, în de doctorat. Românul, dacă s-ar fi un popor păcăit, așa cum a ajuns să fie unele grupe din popoarele anglosaxone, cu un alt temperament decât noi, sau uh, anumite zone din, din populația germană sau nordică, uh, dacă românul ar fi un popor păcăit, uh, Românul n-ar mai fi român, pentru că această pocăință merge direct împotriva naturii umane, dar ce este această pocăință? nu e pocăința, nu e metanoia biblică. Este penitență. A e un popor penitent. Hora au interzis o comuniștii. Nu mai era nevoie că -și, o interzau ei. Nu mai joacă, nu mai cântă, nu mai au folclor. Cum, cum ar fi o astfel de, de, de Românie penitentă? Hai să luăm Geneva pe timpul lui Calvin. Nu avea voie să te îmbraci decât în culori negru, alb, gri, cenușii, eventual un maro, așa, nu avea voie să cânti decât muzică bisericească, nu avea voie, bineînțeles, să dansezi să, nici nu să discuta, toată ziua trebuia petrecută în câștig de bani și uh, restul, timpul la biserică, în fiecare zi la biserică, duminica la biserică, la predică, uh, actul devoțional acasă și lasă să toată viața spirituală. Nu mai este creație, nu mai este știință, nu mai este contemplația naturii. Nu mai este dezvoltarea potențialului uman. Ca atare, asta este o muncă. E o muncă în sensul în care Marx definește munca în capitalism. Adică ceva ce este împotriva naturii umane. Deci nu, nu este o împlinire a naturii umane, ci o faci ca să primești o răsplată. Omul face ceva, practic o anumită disciplină, o anumită penitență. Nu mai mănânca aia, mănânca aia, altă, nu mai îmbraca aia, îmbraca aia, altă, mă rog, merge la biserică, face toate acestea. Este o penitență. Și această penitență, această muncă nu este expresia dorinței lui. E bine, el spune, Eu iubesc pe Isus și de-aia o fac și îmi place, dar asta e o minciună. Nu este expresia năizințurilor lui umane, ci este o ceva ce trebuie făcut ca să ajungă în cer. Tocmai de să și supără dacă altul ajunge în cer fără să o facă. Fiindcă spune, stai puțin, mântuirea fie a dar. Însă și darul acesta implică anumite condiții, adică nu o să ajung eu în cer după ce toată viața am trăit așa și așa, așa și să te văd și pe tine acolo. Sau mi-am inteles cum spunea cineva, noi mai ținem la principiile noastre care le-am învățat. Adică care e problema? M-am închinit o viață întreagă am fost tânără, n-am fost la dans, n-am dat drumul la radio să ascult altă muzică, n-am voie la noi în familie, da? Nici măcar mm n-am -hmm. citit o carte, că și aia este pierdere de timp, da? Am stat toată ziua la mașina de tricotat și uh, rest am citit Biblia și am participat la concursuri de oră muzicală. Aia a fost toată satisfacția mea, ora muzicală. Și acum, deodată, văd că merg la o notă și cineva joacă o horă sau merg și dansează soția. Problema nu este dacă asta este sau nu imoral. Hai să discutăm dacă dansul mirese e imoral, să nu mai facem, e clar. Dacă dansul e imoral, îl interzicem. Nu mai spun că există dansuri imorale și dansuri care nu sunt imorale. Dar dacă dansul e imoral, îl interzicem cu totul, cum a făcut Calvin, nu luter, Să fie foarte clar, nu Luther, Calvin, da? Dacă muzica profană, nereligioasă, e rea, o interzicem. Dacă cărțile, literatura clasică sunt rele, interzis. Dacă filmul erau e interzis. Dar nu asta este ideea. Nici nu există întrebarea dacă există ceva etic de condamnat în toate acestea. Nu, întrebarea este ce facem noi care ne-am chinuit, am făcut asta și realizăm că altul nu mai, nu, mai, nu face, nu se chinuiește, ca în pilda lucrătorului viei, foarte bine pusă de Isus. Una dintre cele mai spune de parabola lui Isus, omul care a suportat să duvă zilei. De ce acesta care a stat la umbră vine și e aceasta să spate ca mine? Deci aici este vorba de lucrător alienat. Hai să ne întoarcem la pilda lucrătorului viei. Este exemplu, cazul tipic de capitalism. Da? Omul merge în piață să-și angajeze lucrători pentru via lui. Și s-a fost și la cules de vie. În Dobrogea, oamenii aveau vie faimoasa vie Dobrogean, 1001. Am înțeles că, mă rog, Europa are ceva cu via asta noastră. Dar era splendidă. Și ne-a cineva, hai la colegiul vie, era mare bucurie. Colegeam via. Mai mâncam struguri, mai vorbeam, mai glumeam, nu colegeam. și am credeți, deși nouă, două, trei sacoșe de struguri și niște mu să ducem acasă. Dar asta era mai mult simbolic. Ce conta era relația. După aceea știam că ne așteaptă bucuria. Uh, 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 nenea care ne invitase la colesul viei, hai să nu-i spun numele acum, uh, avea o capră, cumpăra o capră cu cazia asta, o tăia, făcea grătar de capră, pastrană și bea must stors proaspăt. Da, era o distracție, ce să mai spun. Uh, nu venea cineva să mă să, să mă plătească să lucrez în vie, da? Însă, aici apare capitalismul. Munca nu e împlinire munca este o penitență, un act pe care îl faci ca să primești o răsparță, să primești bani. Așa că omul vine să muncească pentru bani și banii aceia îi va folosi ca să satisfacă nevoile lui. Ceea ce îl deranjează că și altul primește aceeași răspată. Relația în biserică e capitalistă. Dumnezeu își cere ceva. Hai și lucrează să în via mea. Da, Doamne, vin. Bun. Și lucrul acesta este și lucrare misionară, dar este și să întreții biserica cu banii tăi, cu zecimea, să te supri la organizație. Sunt multe lucruri care trebuie să faci. Deci, vii la biserică, stai pe scaun într-o poziție foarte uh, incomodă și asculți o oră întreagă, o predică în care nu se spune nimica. Copilul lângă tine se mai mișcă. Îi dai două palme că și el trebuie să fie peritent să stea, să asculte ceea ce nu înțelege. Dar trebuie să se să să o disciplina aceasta. După aceea există diferite forme de penitență recomandate de biserică. La toate se aplică principiul Ocana, anume, nu de știm noi că lui Dumnezeu îi, poartă, îi, place ca femeia să poartă coc sau să poartă batic. Nu de știm noi că Dumnezeu urăște pantalonii. O, că scrie în Deuteronom, nu știu ce, că nici existau nu existau pantaloni, nu rând în mijlociu. Dar nici asta nu are importanță, în ultima instanță. Noi nu Spune Ocamus, noi nu știm nimic despre deternul lui Dumnezeu. Teza nominalistă. Ca atare, tot ce spune biserica sau ce spune Feuerbach, Tot este o proiecție. Tot ce ne cere biserica să facem este că biserica consideră că așa este bine. Și biserica spune, dacă vrei să fii membru la mine în biserică, e dreptul bisericii. Dai zecime, nu bei asta, nu mănânci asta, nu îmbraci asta, nu, nu pui cercei, nu mai știu ce faci și ești membru în biserică. Așa trebuie să eu că sunt biserică și asta e să fii membru. Întrebarea este, poți să ajungi în cer să treci pe la biserică? Îndoielnic, nu, nu poți, nu poți. Fiindcă tu trebuie să fii în biserică și dacă te dăm afară, nu mai primești harul, e, puțin, puțin o problemă aici, ca și în teologia catolică, nu primești sacramentul. nu avem teologie liturgică, sacramentală. Dar totuși, trebuie să te botezi. Dacă nu te botează, e clar că nu poți să primești harul. Dacă nu iei cina, nu poți să primești harul. Și asta poate să fie luate dacă nu te supui la disciplină. Dar ideea principală care vreau să spun este că această disciplină este ceva exterior naturii umane. Chiar dacă spunem că o face din plăcere, că ne-a schimbat Iisus inima și acum ne, așa ne place să ne plăcăm în negru și cenușiu, înainte punea uh, lucruri mai corate pe noi, fiindcă Iisus ne-a schimbat inima. Asta este o minciună, așa cum mi se spune că femeia musulmană poartă hijab, fiindcă asta e concepția despre frumusețe. Nu e adevărat, o poartă tocmai fiindcă e urât. Poartă burca nu fiindcă așa vedea frumusețea, nu fiindcă îi dă da autonomie să nu fie obiectivizată. Uite, femeia islamică nu este obiectivizată ca în vest. Pe femeie îi place să fie obiectivizată, dar e să îmbracă frumos, să fie obiectivizată. Nu? Și bărbatul îi pare să fie obiectivizat. Asta e natura noastră, asta e genele noastre, așa am evoluat. Dar pro -pro problema este că nu ni se cere să facem aceste lucruri, nu ca o expresie a noastră, noastră, ci ca o muncă. O muncă alienată. Și atunci, ce ne satisface în viața aceasta? Banii. Fiindcă singura satisfacție care îi se permite unui penitent, indiferent de natură, catolic, protestant, ortodox, e penitent. Singura satisfacție care nu e penitentul este banul. Poate să facă bani oricât de mulți. Și să știe că banii uh, sunt un drog care uh, îți dau iluzia poți cumpăra orice cu viața ta, dar să nu îl în sine. Nu știu dacă ați văzut uh, filmul de Wolf of Wall Street uh, cu DiCaprio. Uh, la un moment dat, uh, personajul principal jucat de capri. După aceea a filmat și de toate drogurile. Pe toate le-am luat, da? Uh, Cac, heroină, uh, cocaină, uh, alcool, uh, totul femei, sex, toate, toate, toate drogurile posibile le-am luat uh, la discreție, fără niciun fel de restricție, zice. Însă, toate acestea sunt secundare. Un singur drog a contat pentru noi. La unul singur am avut adicție și acesta a fost bani. Am fost drogați de bani, restul a fost doar accesorii. Deci, în ultima instanță, ăsta e opiumul despre care spune Marx. Opiumul care îmbată o societate întreagă, care îi dă, dacă are nevoie, îi dă și simțământul că o oh, cât e, e binecuvântat de Dumnezeu și cât de frumos a răspuns la harul lui Dumnezeu, punând acolo zicimia, în plic. tot acesta este opium, opium pentru popor. Uh, și mă întorc la afirmația lui Marx, care e citat de trunchiat totdeauna și foarte redundant, religia e opiumul poporului. Când de fapt, uh, Marx spune așa, să închei cu acest citat. Sper că o să-l pe din afară. Uh, religia este uh, este sufletul lumii fără suflet. Este geamătul ființei oprimate. Religia este uh, un, uh, este uh, suferința acestei lumi și un protest împotriva acestei suferințe. Și zice mai departe Critica religiei nu are ca scop să ia florile care acoperă cătușele, pentru ca omul să-și poartă cătușele fără flori, fără consolare în lumea aceasta. Omul să continue în viața aceasta fără să aibă măcar o speranță pentru viața viitoare. Spune Marx, nu acesta e scopul criticii noastre. Critica noastră este să luăm florile care acoperă lanțurile, pentru ca omul să rupă lanțurile, să vadă că lanțurile se le rupă, și după aceea, să culeagă floarea adevărată, religia adevărată. Foarte frumoasă idee. Nu cred că activiștii de partid din România vreodată au citit acest pasaj. De fapt, cred și eu că l-au citit, fiindcă manuscrisele economico-filozofice nu au fost traduse niciodată integral în românești. Eu nu le-am citit niciodată în românești, ca să fiu sincer. Așa că mă că au fost traduse sau au fost citite decât în cercuri foarte, foarte restrânse. Dar ideea este foarte, foarte profundă. Religia rămâne, dar să fie floarea adevărată, nu florile artificiale care acopere lanțurile noastre. Care este această floare adevărată? În ultima instanță este uh, acea împlinire totală a naturii umane, acea relație a unei lumi în care oamenii nu sunt împărțiți între ei, în care oamenii sunt un tot, acea reunire a familiei umane. Dacă această reunire a familiei umane implică reunirea cu Dumnezeu și viața viitoare, sau nu? Cred că nu trebuie să fie o problemă care să ne dezbine. Întotdeauna, unii au fost atei, alții au crezut în Dumnezeu. Și așa va fi întotdeauna. Dacă vor mai trece milioane de ani, vor fi oameni care vor crede în Dumnezeu și oameni care vor crede în Dumnezeu. Însă, Pre, pre, de, diferența esențială că vă l dat aceasta între o concepție creștină despre lume și o concepție anticreștină, antichrist, nu este, în principal, credința în Dumnezeu. Pentru mine, unii dintre atei sunt mai creștini decât mulți creștini și mulți creștini sunt mai uh, anticreștini decât uh, foarte mulți atei. Uh, care este diferența? Ceea ce caracterizează creștinismul. Am vorbit despre scriul Pavel, am vorbit despre Luther, am vorbit despre Hegel, am vorbit despre to toate ramificațiile creștinismului, de atâtea ori. Am vorbit, ținut și un serial numit Anno Domini, cu toate stângăciile lui, am încercat să prezint o idee. Luați ideea și uitați stângăciile și, mă rog, lipsurile mele. Ideea principală este că omul e un absolut, că omul este un infinit, că are un potențial infinit, că omul... Este egal Dumnezeu și Dumnezeu este egal om, în ultima instanță. Asta semnează Logosul întrupat. Și uh, observă în timpul nostru o concepție că eu, acest eu, uh, acest, acest absolut uman, acest eu, nu există, este o iluzie. Asta este Marx la bătrânețe uh, și asta este postmodernismul în general. De cauza asta uh, postmodernismul sunt numiți Marxism cultural și nu degeaba. Pentru că uh, ideea este că conștiința unui om, eu lui, este doar produsul pasiv al unei culturi, al unor condiții istorice. Omul nu este un subiect autonom și activ, independent. Uh, un actor uh, real pe, pe, pe scena istorică, doar o, o păpușă în tot teatru de păpuși. Or, acesta este, în ultimele instanță, esența creștinismului. Acesta susține Feuerbach în esența creștinismului. Și chiar dacă fără bacă a fost atât, o uh, Îl definește foarte bine Și are dreptate și atunci când spune că În mare măsură Probabil cea mai mare măsură Ideile noastre despre Dumnezeu sunt simple proiecții Din nefericire Undeva nu are dreptate Nu sunt proiecții ale potențialului nostru Sunt mai degrabă proiecții Ale prejudecăților noastre Așa că vorba lui fratele Marzu Cine a dată lui, cum spunea prietenul meu Sorin Petrov Hai să dăm la o parte florile Care acoperă lansurile Să rupem lansurile Și să cologem foarte adevărată și vie Nu, nu mai vorbim acum Nu e vorba acum de clasă muncitoare și de proletariat Proletariatul nici nu mai există de altfel Și între noi fie vorba Marx a avut de și în altceva ceva Când a spus că capitalismul este o forță care emancipează oameni, Și proletarul este un țăran emancipat Care a scăpat de tradiții și de superstiții Și s-a urbanizat deci capitalismul încă există și încă minge societatea înainte. Dar vorbim aici despre altceva. Despre economie de chimere, despre un bubble economie. Și despre o religie creștinism, numită iudeo creștină de acum, care nu este altceva decât o expresie a acestui sistem de babă, de chimere. De fapt, dacă vreți, reversând teza lui Weber, a fost o vreme când capitalismul a fost business și protestantismul era spiritul care infuza această afacere, această economie. Acum, capitalismul e religie, merge prin credință și businessul, cel mai clar, este biserica. Suntem, deci, într-o capcană. Avem nevoie să batem iarăși cele 95 de teze pe ușa bisericilor noastre. Vă mulțumesc, la revedere la viitoare. Cu asta am încheiat digresiunea mea despre relația, despre teza lui Weber cu privire la relația între capitalism și uh, protestantism. Și vreau să ne ocupăm în continuare mai mult de războiul împotriva absurd, împotriva științei, care este preocuparea mea centrală. La revedere!